Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou minigame de pe Hypixel. Bă, fraților, tocmai ce-au băgat ăștia un minigame nou. Se numește Fotbal. Fotbal în Minecraft. Două secunde, să-l obțin mai încet aici. Music and Sounds, dăm la un 50%, nu? Dăm la un 69%. Bă, în fine, până un alta, nu uita să dați și pe un like acolo. Bineînțeles, dacă mai vreți Fotbal. Fotbal în Minecraft. Păi am jucat acum vreo două zile și am dat vreo 4-5 goluri. Deci e fucking epic, frate. Deci uitați-vă ce minge mișto. Presupun că știți că au băgat și pe... Adică, mă rog, era și pe... Ce pana se întâmplă, mă? What the fuck, dude? What the fuck? Am crezut că sunt singur, mă. Eram din what the fuck. Ok. Presupun că știți că era și pe... Era un minigame... Pe Mineplex, tot așa cu fotbal, doar că era cam nasol, frate. Era un teren foarte nasol și mingea era de fapt un slime. Dar știu, uite ce minge mișto au făcut, deci e genial. Chiar vă recomand să jucați acest minigame. E super, haideți să vedem, uite, Keladran Kelioso. Uite Hitman-ul, bă. Haideți să vedem aici. E tare că poți să lovești mingea cu click stânga. Și alergi foarte repede și poți să sari. Jumps 2. E foarte, foarte mișto. Ce că la hex, what the fuck, dude, dacă acuz player de hack-uri la fotbal. Bă. What? Bă, ăsta are hack, dude, oh my fucking god, ăsta are speed. Bă, glumești, mă? El are speed, deci doar uitați-vă la tipul ăsta. Tipul ăsta și are port 100%, cine mai are, mă? Timo Banani, mă. Deci tipul ăsta are speed, mă. Nu pot să cred, mă. E bine că e în echipa mea totuși. Sau nu știu, poate eu comandă ceva, nu știu, să apeși pe un buton să alergi mai repede. Pe shift. Nu merge. Tipul ăla are speed. Bă, două secunde să dau și eu puțin mai încet, pentru că se aude foarte, foarte tare. Dăm la un 20%. Ok, ia uite-l pe Timo, ia uite ce aleargă el, mă. Deci uite, mă, ce hack frumos are, mă. Ia uite-l, mă. Uite-l pe The Flash, mă, ăsta e The Flash. Știți, vă, tipul ăla care aleargă foarte repede, a? Stai-mă așa. UDR Timo Banani Speed. Gata, mă. Așa, mă. Asta și când le știți acum, a? Timo Banani, mă. Probabil că are 10-11 ani. După nume, în primul rând. Timo Banani. Banani, camioane și chestii. Deci nu, frate, stai așa, nu, eu nu juc așa ceva. Dau, bineînțeles, lobby. Dăm lobby și intrăm în alt match, frate. Pentru că n-ai cum să joci cu un hacker, frate. Cu Timo Banani. Pardon, mai bine zis, Timo Banani. În copil de 10-11 ani, 12 ani maxim, după nume. Nu știu, zic și eu. Dar cum, frate, joci cu speed hack? Mă rog, ce poți să-i ceri? Asta și cum aici. A, cred că aranjează echipele automat, frate, adică nu trebuie să intri tu la echipa, la o echipă anume, știi? Ok, bam, hai să vedem. Ce dracu fac ăștia, mă? Sunt AVK? Am dat gol. Keladran 69 scrie, domnilor și domnilor, Messi la balon și gol! Dar am zis Messi, nu Ronaldo. Nu știu, îmi place Messi, bă. Bine, și Ronaldo, un jucător bun. Dar parcă Messi e mai bun, nu? Da, glumesc. Hai să nu zic prostii. Că după o să-mi săriți în cap și n-am chef. Plus că nu-s microbist. Deci, practic, mă cam doar în pulă de fotbal. Ca să spun așa. Ok. Ia, o respingem așa frumos. Bă, și aici am comic secret. Ăsta e AFK. Aici trebuie să alergi, nu să sari. Adică dacă sari, te pierzi din viteză. Vedeți? Deci trebuie să alergi în continuu, practic. Asta e un fel de Rocket League sau ceva genul ăsta. Că, bă, cam așa ar veni, frate. Adică, uite, se zbește minge și nu știu. Rocket League cu oameni. Mă rog, fotbal nu e Rocket League. Dar parcă seamănă așa și pe teren, pe chestii, nu știu. Mi-e așa, îmi dă impresia. Hai să nu ne dă ăștia, să ne dă ăștia gol. Mă, și bâlbâi. Ia să vedem. Vă, că ăsta stă în poartă. Noi nu avem portar. Da, ok. Cine are nevoie de portar, nu așa? E ca și cum ai sta în poartă la Rocket League.
Hop, 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 sărim așa frumos. Ah, a respins asta. Da, și aici practic joci fotbal cu mâna. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Ah, bă, ce bulangiu ce dat ăsta. Îi băgam așa un șut. Dacă văd că tipii ăștia nu prea știu să joace. Da, chestia nasoală că este Africa și nu prea avem timp. Azi e partea nasoală. Deci practic o să cam joc singur. E 1-0 pentru noi. Uite, da chiar bă, e bine să sară așa în când. Ca să lovești pe mingea. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Ce ai făcut, boss? Ne-a dat gol, mă. A, uite, mă, că e bine că stai asta în poartă. Well played, mate. Ok. Bă, dar ce lovesc ăștia mingea, frate. Practic să spere de așa lovesc așa, știi? Lasă de așa la poartă. Ok, bine, 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 boss. A, ce a respins asta. Mă, n-apuc și ăsta un șut acolo. Please, vreau să dau gol. Nu știu, am jucat acum vreo 2 zile și, bă, nu știu, mi s-a părut foarte, foarte easy, frate, nu știu. Erau tipii foarte, nu știu, nu-mi dau seama. Dar a fost foarte, foarte easy. A, și un meci durează câteva minute. Ok. Și scrie acolo, Hypixel. Bă, deci e făcut foarte mișto. 3-0 pentru noi. Ok, frumos. Deci e foarte ușor meci ăsta. E bine că am dat și un gol. A, ce a scos ăsta. Oho, chiar la Traian și nu înscrie, domnilor și domnilor. Am dat 2 goluri, bă. Ia să vedem, ia să vedem. Ah, am sărit prea târziu acolo. Bă, și sper să audă bine, sper să nu se audă prea tare. Nu știu, mie mi se pare că se aude cam tare. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. A, ce a respins ăsta. Ce palete a dat. Hai că am câștigat, mă. Bă, deci e foarte mișto. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Știu că a fost cam scurt. Asta e doar un test. Uite, mă, player of the match, că e la Dranj și nou 2 goluri. Incredibil. Sper că v-a plăcut acest match. V-am spus, dacă vă place, nu uitați să dați un like și poate că o să mai fac. Gen, o să fac episod mai lung și poate joci cu voi. Nu știu, facem un party ceva. Dar chiar ar fi o idee să lătare, nu? Să joci doar cu abonații. Și poți să faci quest-uri, credea. Ah, mă rog, nu contează. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați un like și poate că o să mai filmez. Până una alta, eu sunt Cheladran, pe data viitoare.